subscribe to Epic Shorty, and like this video, or else I will give you Brenzica Louis Jesus. Also, cheap games from G2A.com. The link is in the description. Jesus loves Epic Shorty and his gang. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Afro Subs. Mapa asta se numește Casier la McDonald's 2, adică partea a doua, practic, Răzbunarea, și a fost făcută de aceeași persoană, și anume de Wack Your Brain. Și mulțumesc foarte mult pentru mapă, o să vedem acum cum o să fie și toate cele. Pentru început, vreau să vă rog, ca de obicei, cum făceam înainte, 1504 like-uri, dacă strângem la episodul ăsta, sunteți cei mai tari. Și vă mulțumesc mult de tot pentru susținerea la seria asta. Dar în același timp vreau să vă zic câteva chestii pe care să le evitați atunci când îmi trimiteți o mapă. Și să vă mai zic și alte nebunii pe care le faceți voi acolo și pe care, nu știu, chestia asta mă încurcă foarte mult. Haideți să vă zic, începem în primul rând cu numele mapei. Sunt unele persoane care nu au ales un nume pentru mapă. Dacă îmi scrii în titlu, această mapă nu are nume sau nu m-am obosit să pun un nume, chiar am primit e-mail în felul ăsta, nu m-am obosit să pun un nume, înseamnă că nu te-ai obosit nici măcar să faci o poveste pentru episod, pentru mapă, cum ar veni, sau să faci ceva frumos. Adică dacă nici măcar un nume, să alegi, un nume random, ceva, atunci nici poveste nu are nici nimic și nu are rost să mă obosesc să dau click pe mapă. De asemenea, foarte mulți dintre voi mi-ați pus numele mapei Răpirea lui Timo, Răpirea lui Epic Shorty, Răpirea lui Leo, Răpirea lui Ciocoi. Bă, chiar am primit chestia asta, adică eu nu le bag de la mine. Răpirea lui Nepotul, Răpirea lui Nepotul 2, Răpirea lui Nepotul 3, Răpirea Emei, Răpirea lui Cori. Foarte multe cu răpirea, adică ați înțeles care e ideea. Cred că am vreo 30 de mape doar cu răpirea lui sau răpirea nu știu cui. V-aș juca frumos să nu mai trimiteți mape cu răpirea lui nu știu cui, pentru că vă dați seama, haideți să pun 10 episoade în fiecare zi, diferite episoadele, dar toate să numească răpirea lui nu știu cum. E total groaznic și neoriginal, deci v-aș juca frumos, frumos, frumos să alegeți și voi mai cu grijă numele, să fie ceva interesant, să aibă legătură cu ce ați făcut voi în poveste și așa mai departe și să nu faceți poveste doar cu răpirea nu știu cui. Pentru că asta deja pare prea ușor, ați văzut în 2-3 episoade cu răpirea nu știu cui și acum toată lumea face cu răpirea nu știu cui. Înțelegi? Pentru că e mai ușor să zici, bă, a fost răpit, la du-te și fă chestiile alea ca să îl salvezi. Și trebuie să fac parcurs, să fac drop-uri, să fac așa mai departe. La sfârșit am ajuns acolo, gata, mă, l-ai salvat. Asta e ideea. Nu trebuie să fie doar cu răpirea cuiva. Pentru că asta e și prea ușor pentru voi, pentru că trebuie să fie și un fel de challenge să faci o mapă, că nu e așa de ușor. Și, na, ce să zic. Apropo, legat de chestia asta, cu răpirea Vasile, răpirea lui Ion, răpirea lui Alexandra, nu știu cui chestii, am șters toate mapele. Da, ați înțeles bine, am șters absolut toate mapele pe care le-am primit de la voi până acum. Am șters toate e-mailurile, deci nu mai am nicio mapă. Va trebui să le trimiteți din nou, pentru că pe lângă faptul că mi-ați trimis răpirea de 7 miliarde de ori și mape care n-au nume, foarte multe dintre mape sunt băguite. Și tocmai de asta mi-a trimis și mape de foarte multe ori. Aceeași persoană mi-a trimis o mapă de 5 ori până acum. Și a 5-a oară mi-a spus, gata, mapa este bună. Dar ce-ar fi trebuit să fac? Să încerc să registrez de 4 ori mapa aia, să văd că e băguită. Și după aia 5-a oară să văd că e bună. Adică să-mi pierd vreo 2-3 ore din timpul meu doar așa ca să încerc toate mapele. E nasol, știi? Așa că v-aș ruga frumos, frumos de tot să retrimiteți mapele. Dar înainte să le trimite, să le jucați și voi odată de la cap la coadă, să știți că nu sunt băguite, că au un nume, că nu sunt toate cu răpirea în serai. Și na, să fie mapele cât mai ok și să le trimiteți doar o dată. Dacă trimiteți mapa de mai multe ori, eu nu am să o joc. Ok. Am lungit-o prea mult cu chestia asta. Haideți să vedem cum se prezintă această mapă ce se numește Casier la McDonald's 2. Mi-a făcut de data asta omul ăsta aici. Așa, stai să-l duc, așa. Mi-a făcut și un scaun frumos, așa frumos, bam, 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 un laptop pe care mă joc eu, Minecraft, hă, ziorule. Niște sertărași, aici chiar arată mișto frumos de tot. Un pat suprapus sau nu știu pentru ce e chestia asta, dar asta trebuie să fie, ba nu mă. Bă, pat, bă, bunele, e pian. E pian și arată chiar super șmecher.
Și ăsta ar fi scaunelul pentru pian, cum ar veni să stau pe el, v-am să cânt la pian, hăți, unul acolo. Dita mai 4, triplu. Aici nu știu dacă se află ceva, ba da, se află. Hai să luăm asta aici. Bam, bam. Și să o punem pe mine. Deci am niște îmbrăcăminte de piele, gen mișto, e ok. Îl avem pe timp aici. E mic și bun. Și să vedem ce avem aici. Poveste, reguli și intro. Deci din nou, trimiteți mapele și trimiteți doar o dată mapa, frate, nu trimiteți de multe ori. Haideți să vă zic câte e-mail-uri am primit până acum și să vă și arăt, adică să nu spuneți că fac la mișto. Am 164 de e-mail-uri. Dacă ne uităm de la început, eu le-am încercat destul de multe dintre ele, știi? Nu jucam apele de la mine. După cum spuneam, nu jucam apele de la mine pentru că sunt stricat. Aventura lui Tim e trecută de două ori aici. Dacă mergem mai departe, o să mai găsim aventura lui Tim, garantat. Așa, coletul, aurul furat, răpirea lui Epic Shorty, răpirea lui Timo, Epic și bătrânul, scăparea lui Tudorel. Erau multe, frate, cu răpirea, deci multe rău de tot și am șters și multe dintre ele direct, știi? Alta, răpirea lui Timo, răpirea calculatorului, deci până și calculatorul l-a răpit. Așa, ce mai avem pe aici? Ia să vedem noi. Vânătoare de obiecte, bam, 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 dealer, lauta, răpirea lui Tudorel. Deci, pe Tudorel l-a răpit. Ce mai avem pe aici cu răpire? Leo e furat. Tot aceeași chestie este. Sunt multe, frate, multe, multe, rău de tot, multe cu răpire. Uitați-vă și voi ce am aici. Și sunt multe de-astea, bank heist pentru Leo și de-astea care sunt, unde, Slenderman era una aici, 8 pages. Asta e luată de pe net direct. Dacă o face să fie și în română, gen, știi, titlul ăla, numele mapei. Visul așa, în căutarea comorii, bam, bam. Asta cu area 51 am vrut să o joc. Și am intrat pe ea și e băguită, m-a trimis în altă direcție, nu știu care e șmecheria. Na, ce să zic. Asta e problema cu care mă lupt eu acum. Recuperarea lui Timo de două ori. Alta, recuperarea lui Timo, salvarea lui Tudorel, din nou, Tudorel a fost răpit. Sunt foarte multe, frate, cu răpirea lui și chestii de genul, prințesa răpită, răpirea nepoților. Deci, nu v-am zis la Caterinca, știi? Chiar n-am zis la mișto, chiar așa sunt, frate, majoritatea. Ok, haide că am lungit-o chiar prea mult de data asta. Hai să vedem care este intro-ul. Dacă nu te-ai prins deja din titlul ăsta, este o continuare la mapei casier la McDonald's. Ce surpriză, nu? De ce vă întrebi? Reguli, dă-ți spawn point la începutul fiecărui level, keep inventory și distrează-te. Poveste. Bravo, ai scăpat de pe nava extraterestră, acum îmbracă-te repede și pleacă la muncă. Bă, m-am îmbrăcat deja. Spawn point. Game rule, keep inventory true. Așa. Și du-te la muncă, deci aici ce mai e? What? Cred că a făcut de mai multe ori ca să fie diferită șmecheria, deci este aceeași de aia, ok? Vedem, o să vedem care e treaba cu povestea. Ce faci aici la ora asta, Leo? Ai întârziat cu două ore! Asta a fost ultima oară! Ultima șansă pe care ți-am dat-o, ieși afară! Ești concentrat. Pe care e ultima șansă? Bă! Hai că am înțeles. M-a concediat de la McDonald's. Și ăsta e McDonald's-ul. Bă, chiar l-a făcut șmecher. Asta era gen meniu, gen, știi? Și se află ceva la asta, să iau și ceva mâncare sau... sal. Na, apare, nu avem nimic în astea. Dar e făcut mișto. Cu scăunele, cu de-astea, e chiar foarte, foarte șmecher. Du-te înapoi acasă. Da, mă, și asta ar fi a doua casă cum ar veni. Du-te pe navea și tate din nou? Boss. Nu mai am nevoie de îmbrăcămintea de muncă. Luăm diamondelul direct, ești de bun. Asta le aruncăm aici. La spălat.
Bana mea, frate, sunt murdar, ești nebun? Avem și o sabie. Arbaletă? What the fuck? Există arbaletă în joc acum? Eu n-am știut chestia asta. Bă, chiar există arbaletă, ești prost? Ii mă pot așa lui mei și bun. E mic! Din nou, bam, bam, bam. Aceeași mecherie. Hai să mai aflu ceva? Poveste. Și hai să punem noi asta aici. Tule, mama lor de extraterestri, m-au făcut să-mi pierd jobul visurilor mele. Trebuie să mă răzbun! Ia-ți echipamentul și pleacă. Mamă, ce vis aveam eu să lucrez la McDonald's. Mi-au luat tot cheful ăștia, ești nebun. Deci m-au nenorocit. Mă duc să-i bat pe extraterestri acum. Avem și un parcurs aici, nu pare foarte greu. Dar îmi place cum a făcut aici. Adică cu toate că e simplu că a băgat coarț de 2-3 feluri pe aici. Dar e mișto că a băgat și de-astea așa de în... Am uitat cum se numea, din baiul ăla de apă, chestii, manevre. Bam, bam. Bă, trebuia să găsesc eu o dată. Așa. Da, planul a funcționat. A ieșit iarăși afară la 6 dimineața și te-au răpit din nou. Urcă peste blocurile plutitoare făcute de extraterestri. Ok. Deci aici e cu răpitul, după cum spunea, foarte multe răpiri, frate. Ideea cu răpitul este că e prea ușor. Pentru că, na, e nevoie să faci o poveste, asta am pus regulă. E foarte ușor să faci chestia cu răpirea. Adică ai spus, bă, nene, l-a răpit pe nepotul sau pe Timo. Du-te și salvează-l. Și bagă probe după aia. Bă, extraterestrii s-au pus capcană și treci peste capcană, știi? Adică e mult prea simplu să faci chestia cu răpirea, asta e ideea. Bravo, tu m-ai ajuns în interiorul navei, acum du-te spre camera de control și omoară-l pe șeful lor. PS, o să dai de extraterestri în aproape fiecare cameră. Sunt pe peaceful. Da, e easy, ok. Nu-i nimic aici. Nu prea dau în fiecare cameră de astea. Doi extraterestri. Și nici n-au drumul. Or fi plecat de acasă. În chesturi nu găsesc nimic oricum. Bă, nu zic că m-am blocat aici. Nu zic că m-am blocat aici, mă, frate. Game mode. Ce se face, mă, frate? Game mode survival. Ok. Eu nu mai intru în astea acum. Dacă nu văd mobi acolo, n-are rost, frate, știi? Camera de securitate. Fuck! Aoleu, bă, dar sunt nesimțit ăștia, mă. Ce mob sunt ăștia, frate meu? Dă-i bagă apă, vos! Mă omoară! Și n-am dat spawn point, fii atent aici. Hai de capul meu. Că am fost prost și n-am dat nici spawn point. Hai de capul meu, hai să facem din nou. E cam dezastru ce am făcut eu în episodul ăsta. Dar chiar dacă n-ai ieșit, e cel mai șmecher episod, pentru că am fost și blocat în ușa acolo, au uitat să-mi bage pressure pe băiatul. Și nici n-a dat acest pompă, deci a fost și vina mea și vina lui un pic. Ok. Bine, a făcut parcurs repede, acum uite și tu. Bine, n-a fost greu parcursul, să fim sincer. Spawn point. Eu nu știu câți de ăștia se spawnează aici, știi ce zic? Stai că ăștia se bace între ei. S-ar putea să iasă fără număr de acolo, mă înțelegi ce zic? Dă-le headshot! 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 Headshot!
cum merge să trag prin alea așa? Bă, deci e blană arbaleta asta, ești nebun. Dă fratele vostru numărul 1 cu arbaleta aia, ești nebun. Numărul 1, mă. Băi, am bătut pe toți, frate, ești nebun. Și pe aici e carnage, ești nebun. Iată, știi, plin de iteme, de chestii. Ok, ce aici? Gicuță? Cine e, mă, Gicuță? Bă, cine ești tu? O fi un prieten de-al lui Timo sau ceva. Și asta este nava spațială, gen. Bam, bam. Bravo, Leo, ai terminat mapa. Știu că a fost puțin mai scurtă, dar am lucrat mai mult la asta, aproximativ 8 ore. Dă-mi o notă mapei și spune dacă mai vrei mape de la mine. Notă mapei, cu toate că ai lucrat mai mult, dar a fost destul de scurtă. Dacă nu vorbeam eu 4 ore la început, nu mai aveam apasta 15 minute. Ar fi avut 5 minute. Sau poate chiar mai puțin de 5 minute dacă dacă dădeam și spam până la fiecare level. Nota 6. Cred că e o notă bună. Designul e mișto ce ai făcut, chestii trestii. Dar a fost foarte, foarte scurt. Și din nou aceeași chestie cu răpirea și nu prea a avut logică povestea foarte mult. Adică a avut logică că na, am întârziat și m-a dat afară. Dar de ce m-aș fi dus înapoi la extraterestri? Să mă răzbun pe ei cum ar veni? Nu știu ce să zic. Nota 6,5 să zicem. Pentru că a fost foarte scurtă. Și am rămas și blocat acolo în camera aia. Și n-au fost mobi în fiecare cameră. Aproape în fiecare cameră. Cum ai zis tu. Dar oricum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, fraților. Nu uitați să-mi trimiteți mape. Linkul este epicshorty.ro, unde puteți să trimiteți mape. Și nu trimiteți pe ăla cu contact. Pentru că am primit ăla, este e-mail de business. Pe e-mailul ăla trebuie să primesc e-mailul de la companii care vor să le fac review-uri sau alte nebunii. Trimiteți-mi, când ați intrat pe site, pe categoria Maps from Subs, nu pe ăla cu contact. Și, na, ce să zic, cam asta a fost episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne revedem în data viitoare. Ceau, pa! Stai! Pedofilescu Virgil de la Poliția Română, prietene, văd că nu te-ai abonat la Epic Shorty, așa că dai click imediat aici și abonează-te. Aici ai un video ales de YouTube, iar aici am ales și eu video ăsta special pentru tine. Și sus aici, bineînțeles, că ai Instagramul meu. După ce mi-ai dat follow și toate cele, nu stați degeaba, nu blocați intersecția, că n-are niciun sens. Circulați, vă rog frumos!